Salutare lumea, am revenit cu un nou episod, de această dată un Let's Play PvP cu orul de 26. Am găsit și un nou oponent aici. Fac o buff, dar bănuiesc că e slab buff-ul. Să fac fără cerceai să fie mai echilibrată chestia. Că tot am avut buff pe mine. Mă rog, buff-ul, după cum am spus mai devreme, nu cred că e foarte bun. Mi l-a dat fata asta de level 10. Fata, mă rog, caracterul fata. Dar după cum știți și voi, mai mult de 60% din caracterul de fată sunt băieți. Hai să vedem cu cine mai facem. 2 secunde, facem cu Johnny. Se bagă așa că pare un adversar redutabil. Și o breaslă renumită la noi, regat de Forcer. Go! Da, dă damage ca lumea, nu mi-am pus 2000 pe mine. Încă unul, m-a bătut rău de tot aici, la faza asta. Hai că e bine că mi-a trecut și buff-a, cu puteți face un del ca lumea. Bag eu frumos 2 mâini. Am cam 45 de mâini, bun. Cred că ați auzit trenul. Să zic dacă îl batem acum. Da, damage mult mai slăbuț acum. Chiar dacă dau și eu damage mai slăbuț, se vede și la el diferența. S-ar fi ok dacă mi-ar intra și mie pătrunderea asta, că am zis 18 pătrundere doar pe femeie. Hai să mă feresc puțin aici. Mă rog, nici n-am făcut foarte ok duelul, pentru că hai să fac acum un duel cum ar trebui normal, să facă un corporal, să fugă mai mult, să se miște, într-un duel cu un mental. Pentru că are rezistența mai slabă și damage-ul mare al mentalului, trebuie să stea în continuă mișcare. Să mai vedem cu cine mai dăm pe aici. Că și el are mentalul construit tot cum îl am eu, cu zdrobirea și cu atacul. Chiar sunt curios ce face următorul M. Să vedem, mai acceptă cineva de la ei, să dăm și cu Fanta. Și cred că nu aveam pe tu chemat, ba da, l-aveam chemat. Fac eu cu tine duel. Hai să facem. Să vedem cu cine mai e. The Monster, unde e The Monster? Aici. Hai, facem și cu el. Kinderman, hai să băgăm setul. Sabie. Pe argint cred că m-am hotărât o să las așa. Și în episodul de astfel noi să vorbim despre un or de brezle pe care l-am dat azi. Cu Wishow, dacă nu mă înșel, așa se numea brezla. O breazlă cu membrii cât de treabă, un ninja și un or de 77, chiar dacă și plus un or de 61, chiar dacă noi convenisem la început să intre decât cu maxim level 61. Ce să zic, a fost un or urât, foarte urât, au băgat și caractere mari că au văzut că nu ne pot bate și a început să facă și gura mare, da, cu lună sau nu știu ce, chiar a pus pe Meeting 2 România că n-am curaj să fac duel cu el, totuși se gândească că am level 26 și chestii. Caracterul meu e gândit să reziste cu caractere de maxim level 40. Deci nu m-am apucat cum să fac deluri cu caractere de 61. Că mai pot să mai bat câte un caracter, asta e foarte ok, dar nu am pretenția de la el să bat fiecare caracter de level 61. Hai să-mi bag 2000 să fac și cu tipul ăsta de 70. Ten. Sper să nu mi se ducă ora. Hai că reușim încet să... ce am itemele pe mine. 2 secunde, ora. Da, știu, nu cred că are iteme atât de bune, dar nu cred că o să pot salva, pentru că e și mental și na. Versus mental nu m-a descurcat atât de bine.
totuși mă bucur că am reușit să-mi fac și eu un set, un set două mâini cât de cât decent. Am cumpărat papucii ăștia, dar e noua achiziție, nu cred că vă i-am arătat. Am dat 120 de milioane pe ei. Poate prețul e un pic mare, dar o meritat, pentru că sunt level mic și toate cele. Știți povestea, nu prea găsesc iteme și chestii de level mare. Că până dă el, se duce iar aura. Hai că văd că nu are... nu are foarte multă apărare. Da, mă rog. Se vede că nu prea avea iteme. Să dăm aici pe... să vedem dacă mai face cineva de el. Level 19 am făcut G, cred că nu o știți nici voi, la level 19 am făcut G. Mă rog, adică știți că am filmat, când am făcut primul videoclip e când fac G-aura. Costa mic, uite, mâine, cred. Filmez pe acest videoclip pe 17 august, deci pe 18 august cred că o să apară. Da, și tentativ vrea totuși să se facă de râs, cred că e un copil la, la PC-ul caracterului. La PC-ul caracterului, doamne cum a sunat asta, pe caracter, pentru că se vede, nu acceptă când ia bătaie și chestii de-astea. Să mai răresc puțin din PM-uri, vedeți și voi cât, cum, de ce nu pot să vă răspund tuturor, pentru că e destul de greu. Ce hack am, normal, gândire de, de copil. Tuber, da. Dăm aici slăbuți, ținând cont care și G-uri și armă de 65. Nu dă foarte ok. Chiar mai bagă și red. Ne distrăm puțin în videoclipul ăsta măcar cu el. Și... ce să zic? Legat de chestia cu nu pun PvP-urile pe care le pierd. O să filmez toate... nu știu, toate duelurile pe care le pierd. Și o să fac un videoclip de 8-9-10 minute doar cu asta. Până acum n-am pus duelurile pe care le-am pierdut pentru că n-am zis niciodată că la categoria asta sunt cel mai bun și nu mă bate nimeni, ca să dovedesc că nu mă bate nimeni. Am spus de nenumărate ori că sunt foarte multe caractere care mă bat pe caracterul ăsta și până în level 40. Nu chiar foarte multe, dar sunt câțiva băieți care mă bat. Totuși o să încerc să strâng dueluri. Începând din acest moment și toate duelurile care le pierd de pe data de 17 august, vă promit că o să le postez pe YouTube la un anumit interval de timp, desigur. Dioci. Am la canal, hai să vedem dacă facem unul și cu Sisobnes. Faci. Hai să facem unul și cu Coasa, că n-am făcut niciun del cu Coasa. Punem frumos setul Sabiem. Bănesc o să facă. Hai, acceptăm și grupă, că nu ne încurcă cu nimic o grupă. Go! În curând o să apară și un test damage, după cum v-am promis, cu damage-ul, dar doar din... Doar din ITM. Cât de curând o să apară. În acest moment am câteva videoclipuri de postat, mai am câteva filmate, v-am spus, eu sunt plecat la momentul postării acestui videoclip probabil. Și o să încerc să filmez câteva videoclipuri de acum ca să am ce posta în timp. Mersi pentru aprecieri. Hai, dăm una și cu Messi, că tot e aici. Chiar m-a provocat și el. O, are și aura G, cred că mă bate. Sau nu? Da, deci ați văzut și voi, nu îi aleg eu, pur și simplu l-am văzut pe la pescar și am dat, deci nu stau să aleg caracterul, să-l caut prima, până după cum ziceau unii care level atât, are level atât, pur și simplu vin la într-un anumit loc și dau duel cu cine, cu cine pot. Nu stau să aleg caracterele. Dă destul de bine, Obnes, ținând cont că am și 40 sabie, un damage bun. Și că veni vorba de or, de breze, ce pot să zic. Cu Suralău chiar n-am nimic, pentru că cu Ninjalău, pentru că a fost un băiat foarte de treabă. Deci chiar am fost foarte nervos și l-am înjurat și el n-a reacționat. Pentru că noi ne-am înțeles normal să intre cu membrii de maxim level 61 și am intrat și cu membrii de 77. Și nu mi s-a părut normal și am reacționat și eu puțin mai vulgar.
dar totuși Dacul 1, dacă îl știți, mi se pare un om cu un caracter infect. Pur și simplu a început să vină prima apunul să mă jure și să facă tot felul de chestii, că n-am vrut să-i accept de-l, că ținând cont că eu am level 26. Puteam, dacă îmi zicea frumos, bă, vin cu orul de 70 să facem de-l, ținând cont că eu n-am armă pe el și n-am anumite teme pentru levelul respectiv. Dacă îmi zicea frumos, bă frate, vii la duel, chiar veneam, nu aveam nimic împotrivă, nu țin la statutul meu de neînvins, ca să zic așa. Cum fac unii, dau duel cu oricine, numai să am timp și să nu mi, să-mi impui, frate, gata, de mâine dai, dai duel cu mine sau chestii de-astea. Dăm când putem amândoi, normal. Mă rog, aș vrea să închei aici acest subiect. Vreau să spun și eu că de acum încolo nu o să mai dau orul de breze cu, cu brezle pe care nu le cunosc. Pentru că nu pot să ai încredere nimeni, în orul ăsta chiar ne-am chinuit, am stat în jur de vreo 40 de minute să terminăm orul. Și a fost și un scor foarte strâns, pentru că erau 3 caractere, noi eram în jur de 9 caractere. Și, na, el mi-a zis să-mi strâng toată breazla și normal că nu puteam să le zic, bă, ieșiți afară că ăștia sunt doar 3. El mi-a zis strânge cât poți și facem or. Pentru că așa e normal, frate, când ai un or, nu intri cine vrea adversarul, bași pe cine vrei tu până la urmă. Hai să mergem puțin și prin oraș să vedem ce mai e prin, prin mapă. Nu mai dăm un del 2 și încheiem și episodul de azi. Nu vreau să-l fac nici foarte lung. Și da, știu că în episodul trecut cu Suralău am greșit puțin la, la editare. Se aude un pic cam, cam tare muzica. De fapt, muzica se aude perfect pentru că nu pot să dau mai încet de atât. Dar vocea, am uitat să, să-i cresc puțin volumul la voce. Sau mă rog. Hai să vedem cu cine mai dăm de el noi pe aici, pe cine mai găsim de levelul nostru să dăm de el. Cui blasfemie? Pe aici cineva? Da, caractere mari. Pentru del sau caractere care nu prea au iteme. Hai mai răspundem. Unde? Sunt map-ul acum. Să vedem. Te nu-mi plac chestiile astea, vezi, nu o să faci duel acolo, nu o să faci duel acolo. Că vreau eu să fac acum duel cu tine. Facem duel când putem amândoi și într-un loc în care ne convine amândurora să ne întâlnim, nu unde vrei tu sau unde vreau doar eu. Hai să mai închidem puțin emuri. La ce? Cât am stat să farmez, nu înțeleg întrebarea. Hai să mă duc puțin pe scar. Faci ce? Păi ce, cred că am stat în jur de 5-6 luni. Pentru că de fapt am stat doar să fac level... să fac M10, pentru că am avut 10 concentrate. M10 să fac, atât. Și trebuie să fiu foarte atent la, la în exprimare, pentru că am văzut că... Am văzut că sunteți foarte atenți la... la diferite greșeli și chestii. Mi-a vrea din nou tipul ăsta de el. Să vedem, băgăm frumos anitemele. Messi din nou vrea duel. Uite, uite ce mă enervează faza asta, dai duel fără să anunți, fără nimic. Știu că poate te oftiști puțin că, na, că te bate unul de level 26, dar, na. Pana mea. Și nu mai am nici... Nu mai am nici... Nici licori albastre, hai să sperăm că-l bat. Așa. Hai măcar nu băga red. Așa. Și cred că o să închid și eu aici episodul de azi, pentru că na, deja cred că ne-am lungit destul de mult. Eu am fost AdioG și dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să lăsați un like. Și un coment cu părerea voastră despre episod, desigur. Deci, până data viitoare, multă baftă!